Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! Bine ne-am găsit la cafeaua de dimineață, oameni buni. Au trecut câteva zile, n-am făcut cafeaua de vineri, pentru că am zis să ne pregătim pentru perioada următoare de două săptămâni în care vor veni în fiecare zi, dacă vom fi sănătoși cu toții, candidații partidelor pentru a-și prezenta oferta electorală pentru campania de la parlamentare. A fost o săptămână cumplită pentru județul Neamț, o săptămână și câteva zile, o săptămână cumplită cu tragedia de la spital. S-a mai adăugat la aceasta și dispariția dragă Ioltane Matei. Ieri a fost înmormântarea. În această săptămână am văzut cam care este și caracterul celor care conduc județul Neamț. Pentru că în vreme de criză se arată și caracterele. Astăzi, în emisiune, reprezentanții USR Plus vom sta de vorbă pe rând și împreună cu domnul Florin Zaharia. Bună dimineața! Este candidatul aflat pe prima poziție în Senat pentru Senatul României din partea USR Plus, iar alături de domnia sa, tot pentru Senat, doamna Cristina Năsoi, mă scuzați, candidat de asemenea pentru Senatul României și o cunoștință mai veche a noastră în emisiune, ca și Florin, de la campania de la locale. Bună dimineața! Bună dimineața, bine ați venit! În primul rând, nu știu, aș vrea să-mi spuneți câteva cuvinte despre tragedia de la spital, așa cum o vedeți dumneavoastră, în calitatea pe care o aveți de oameni, de membri a unui partid, de candidați. Deci este o tragedie și, cum spuneam, acum se vede adevărata față a celor care ne conduc. Domnul Florin. Din păcate, județul Neamț și evenimentele petrecute în ultima săptămână în județul Neamț au ținut capul de afiș al presei naționale și chiar internaționale. Tragedia de la Spitalul Județean, în care au murit oameni cu zile, pot să spun, nu ne face cinste nouă tuturor locuitorilor din județul Neamț. Puteam avea foarte bine alte motive să apărăm în presă și să fim promovați pozitiv, să spun. Domnul Zaharia, noi ne-am obișnuit să fim promovați negativ în Neamțul, încât, cum să vă spun, au murit 10 oameni, de fapt 14 oameni, că au mai murit încă 4 în spitalele în care au fost transferați, și aici este marea tragedie. Și aici este, de fapt, problema cea mai mare. Atâta timp cât mai dă unul cu jula, ca să mă exprim frust, și așa e treaba autorităților statului să stea cu ochii pe ei. Presa tot scrie, dar în momentul în care mor oameni, încep să spui întrebări. Și este jenantă, în acest moment, din punctul meu de vedere, strădania unora de a muta responsabilitatea de pe unii pe ceilalți. Este jenantă și, ca aș spune, chiar degradantă. Da, cum jenantul și degradantul la noi sunt fapte comune în România, nu ne mai mirăm de nimic. Sunt o serie de personaje, să spun așa, care s-au cocoțat în anumite funcții publice, care chiar și în asemenea momente tragice nu fac decât să calci pur și simplu pe cadavre pentru a câștiga fie capital politic, fie a arunca responsabilitatea de la o instituție la alta, ceea ce e destul de trist. Este trist și, aș mai spune, folosesc cuvinte directe, criminal. Este criminal, din păcate. În final, au murit 14 oameni și de aici și avem și un medic care se zbate între viață și moarte. Noi aflăm că situația este stabilă, să-l ajute Dumnezeu și medicii de acolo să treacă peste. Deci,
și mai sunt încă doi oameni în stare foarte gravă, pentru că șocul de atunci și întreruperea oxigenului a fost destul de greu de suportat. Doamna Cristina... Eu ce pot să spun, eu o reacție umană, de fapt. Eu vreau să spun că prima dată a fost șoc când am văzut, apoi o tristețe exact ca la colectiv, în care te gândești la oamenii și familiile lor, care au fost pur și simplu zdrobiți de sistem. N-au avut nicio șansă. Și la clasa politică vreau să am observat o lipsă de empatie reală și o aroganță extraordinară. Deci ei în mod real nu au fost nicio clipă alături de oamenii aceia care au suferit. Nici măcar după ce au greșit, nu și-au asumat absolut nimic și nici măcar sufletește nu am simțit că au fost alături de ei. Doar de fațadă. Da, așa este și s-a văzut lucrul acesta. Iar campionatul ăsta al dezvinovățirilor și aruncatului vinovăției dintr-o parte în alta deja este, mă rog, incalificabil. Da, haideți să trecem la lucrurile pe care trebuie să le facem astăzi. V-aș ruga din programul pe care USR l-a lansat într-un fel de volum, Angajamente USR Plus pentru România, da? Este o carte de 450 de pagini. Uite, vă las pe dumneavoastră să alegeți astăzi subiectul emisiunii. Despre ce ați vrea să discutăm? Aș vrea să începem însuși sloganul nostru de campanie. O Românie fără hoție. Pentru că situația în care ne aflăm și în județul Neam și în toată România în ziua de astăzi este... Sau datorează faptului că în ultimii 30 de ani cam toată lumea a ajuns într-o funcție sau alta, au văzut în primul rând interesul lor personal și nu au avut grijă de să-și facă treaba în mod profesionist și să livreze cetățenilor nici cele mai mici promisiuni din campanie electorală, să spunem. Un prim program pe care vrem să-l implementăm odată ajuns la după alegeri și odată ajuns la guvernare este fără penal în funcții publici. Aceasta a fost o inițiativă cetățenească din 2018 la care USR-ul la acel moment a aderat, a ajutat la strângere de peste 1 milion de semnături care au intrat în circuitul parlamentar, Curtea Constituțională, urmând a fi votat în Senat și apoi în termen de 30 de zile de la votare să urmeze un referendum pentru a schimba un articol în Constituție care să nu mai dea voie celor condamnați în sentințe definitive. Și unde ne aflăm acum cu această inițiativă? A fost o ultimă tentativă acum 2 săptămâni, cred, la Senat, în care s-a încercat punerea pe ordinea de zi, dar nu s-a reușit. Nu s-a făcut quorum din cauza că PSD-ul a încercat să mai pună și altceva pe ordinea de zi care la un loc, la pachet. Și atunci nu s-a putut face quorum. Vreau să spun și eu ceva despre fără penal în funcții publice, că în momentul în care comitetul de inițiativă a acestei inițiative cetățenești, nu știu dacă știe multă lume că în acest comitet sunt personalități foarte mari ale României, este Gabriel Iceanu, este Dan Grigore, este Mihai Șora. Și, cum a zis și Florin, noi am pus la dispoziție organizațiile noastre din teritoriu pentru că o inițiativă cetățenească trebuie să strângă 500.000 de semnături din cel puțin jumătate din județele țării și fiecare județ să aibă, dintre acestea să aibă măcar 20.000 de semnături. Ca o paranteză, în Neamț s-au strâns 35.000 de semnături la fără penali. Da, semnăturile s-au strâns.
Dar eu stau și mă întreb de ce într-un parlament care acum, cum să spun, care a generat un guvern în momentul acesta de dreapta, să-i spunem, da, centru dreapta. Deci teoretic guvernul a fost susținut de o majoritate în un parlament în care toată lumea clamează, nu mai vrem hoție, nu mai vrem corupție, nu mai vrem nimic. Nu s-a găsit posibilitatea, așa cum s-a găsit la moțiunea de cenzură, de exemplu. Nu s-a găsit posibilitatea de a se tăia nodul gordian în această privință. Și pentru mine este, nu o mirare, dar este o întrebare așa care rămâne. USR-ul s-a luptat de doi ani să luptă în Parlament, să reușească să... Și până la urmă vom reuși. Vom reuși cu nou Parlament, sunt sigură că vom reuși. Problema e că e o problemă care afectează întreaga societate în toate domeniile, în absolut toate domeniile, și vedem că face din ce în ce mai multe victime. Deci chestiile astea ar trebui, pentru că de aici provine, de la corupție. Corupție generată de oameni care au probleme cu legea în puncte cheie, și sunt în puncte cheie. Corupția ne-a dus ca după 30 de ani să avem cel mai slab sistem de sănătate din toată Europa. Dovadă tragedia care s-a întâmplat nefericită la Piatra Neamț, să avem cel mai scăzut număr de kilometri de autostradă, să putem spune, din toată Europa. Abandonul școlar cel mai mare, printre cele mai mari. Nivelul ridicat de sărăcie în care ne aflăm, toate se datorează corupției și faptului că anumite persoane ocupă funcții publice chiar dacă sunt condamnate definitiv și da, sunt niște penali, să spunem. Care acum vedem încearcă să se ascundă sub cupola Parlamentului, să spunem, sub imunitatea parlamentară, având anchete în derulare, având condamnări și cazul cel mai celebru de acum câteva zile, fostul primar de la sectorul 1, care este candidat la Camera Deputaților. Bine, da, acum mai este o problemă. Știți ce se întâmplă? E interesant că anumite dosare sunt lucrate foarte repede, exact în campania electorală. Da. În condițiile în care avem foarte multe dosare care stau și nu sunt lucrate pentru că este campania electorală, dacă mă înțelegeți. Da, da, da. Adică ar trebui aceeași măsură pentru toată lumea. Exact. Și dacă ne întoarcem la inițiativa dumneavoastră fără penali în funcții publice, eu vă spun că nu va avea un foarte mare impact în viața socială și politică. Pentru că legea a tot fost, adică proiectul a fost tot amendat, au apărut alte modificări. Nu cred că numai penalii sunt o problemă în funcții publice. Sunt o problemă în funcții publice, mai ales cei care au fost dovediți că au folosit funcția publică în folosul lor și al altora, care nu au o sentință de corupție sau de altceva, au o incompatibilitate sau un conflict de interese. Gen, primarul X, care a fost în conflict de interese, este expulzat de la conducerea primăriei, revine pe post de consilier, el conduce primăria, candidează din nou și câștigă. Și el acum este dat cu var și spălat și merge mai departe. Și așa avem mii de consilieri în țară, avem o groază de oameni, avem cazul celebru a unui consilier de președinte de Consiliul Județean, care a fost de două sau de trei ori incompatibil pe funcțiile lui și care acum este în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, unde a avut loc tragedia. Așa, același Consiliu de Administrație care se pregătește să pregătească, să organizeze un concurs pentru... L-a organizat deja, domnul Zaharia. L-a și organizat, deci nu asta este problema. Deci, fenomenul trebuie luat de la bază, de jos, și el trebuie să întindă peste tot acolo unde există așa ceva. Scuzați-mă, tocmai a fost condamnat
un fost vicepreședinte al Băncii Naționale, da? Fost președinte al Senatului, dacă nu mă înșel. Bogdan, la Camera Deputaților, sau la Camera Deputaților. Bogdan Olteanu. Avem foști prim-miniștri, avem... Doi, da. Dacă stai să te uiți, lucrurile nu arată deloc bine. Avem oameni care conduc și au procese de corupție sau de, mă rog, lucruri asociate corupției. E nevoie de o asemenea inițiativă, dar ea trebuie... Nu e suficient, bineînțeles. Adică trebuie intervenit pe multe legi, foarte multe legi din domeniul justiției, în care trebuie redefinite anumite, spre exemplu, conflictul de abuzul în serviciu sau tot ce înseamnă, nu neapărat conflictul de interese, dar mai sunt dezincriminarea neglijenței în serviciu. Neglijența în serviciu, spre exemplu, a fost dezincriminată. Și multe, multe probleme sunt pe legile justiției care trebuie rezolvate și astea. Avem la punctul 3 în angajamentele noastre să nu mor cu dreptatea în mână. Și aici avem de gând să facem o reformă profundă în domeniul justiției și ca și organizare, și ca personal, și nu numai ca legislație. Adică aici instanțele de la noi sunt foarte, foarte aglomerate. Avem 4.000 de judecători în țară și 2 milioane de dosare pe an. Deci este foarte, foarte mult pentru judecători. Trebuie găsite soluții prin care să-i degrăvăm de anumite activități. Spre exemplu, pentru plata taxei judiciare de timbru, care am înțeles că la fiecare proces, dosar, ia vreo 2-3 termene până stabilești. Deci este o birocrație care ar trebui prin informatizare, care ar trebui prin mărirea numărului de judecători. Sunt aici prevăzute mai multe metode prin care să reușim să facem ca un proces să dureze mai puțin. Am avut inițiative în sensul ăsta. A fost acea instituție a mediatorului. Da, care nu e funcțională. Care n-a fost funcțională, de ce? Pentru că oamenii n-au fost informați ce pot rezolva prin mediator. Exact. Și pentru că la mediator, în loc statul să intervină și să acopere cheltuieli pentru mediator, care erau mult mai mici decât cheltuielile generate pentru stat în instanțe, omul se ducea și plătea aproape cât plătește la un avocat sau cât plătește taxele necesare unui proces. Exact. Instituția nu era rea în sine, dar au ajuns acolo oameni nepregătiți, pentru că s-au dat niște examene și a ajuns mediator cine a avut bani. Taxele erau destul de mari. Și de aici, da, se pot găsi soluții, multe soluții, dar pentru asta cineva trebuie să stea să gândească, să facă un plan. Dar nu vi se pare așa, acum vă întreb dincolo de tot, când veniți cu un proiect de 400 de pagini și mai vin și alte partide, în general partidele mici vin cu proiecte atât de amănunțite, partidele mari vin cu niște grafice, cu niște slide-uri și spun, mărim aia, facem aia, că ei au puterea în mână. Vi se pare că de fapt avem o problemă la nivelul Constituției? Ba da. Pentru că dacă tot schimb toate legile astea, poate ar fi mai simplu să legiferez de la început Constituție și cu niște legi mai clare. Legea sănătății, mă tot întorc la Piatra Neamț. Da. Dacă dați o căutare pe legea sănătății, o să observați că a fost modificată de cred că de vreo 400 de ori de când a fost dată. Nu mai știu juriștii unde să caute toate modificările. Pe cum în instanțele de judecată, dacă aveți vreodată răbdare să citiți o sentință dată de judecător, o să vedeți că sunt 2-3 pagini doar cu denumiri de legi, articolul care se coroborează cu articolul cu tare, care se coroborează la rândul lui, modificat prin legea cu tare, care a fost modificat prin hotărârea nu știu care. Este o babilonie totală care dă drumul, permite chiar și abuzurile. Da. Astfel, știm cu toții că în ultimii 3 ani, din 2016 până în 2019, a fost un asediu continuu asupra justiției și s-au schimbat legi, s-au
dezincriminat fapte sau exact. Eliberat înainte de termen foarte mulți deținuți. Toate aceste legi trebuie corectate. Acea grațiere mascată. Da, recursul compensator. Deci, care a permis eliberarea foarte multor infractori care acum, în momentul ăsta, sunt mulți dintre ei înapoi la pușcărie. Ce a câștigat statul? A câștigat infracțiuni și alte cheltuieli. Da, și da, victimele, în primul rând oamenii care au fost victimele din nou ale acelor infractori. Deci toate aceste legi trebuie corectate. Dar numai după un dialog și transparent cu toți profesioniștii din domeniul juridic și penal. Păi da, dar știți cine se ocupă acum de amendarea tuturor inițiativelor astea? A, bun, da. Domnul Iordache. Domnul Iordache, da, da. Domnul Iordache, altă întrebare, ordonanța 13, legea recursului compensatoriu. Deci toate lucrurile astea sunt la îndemâna domnului Iordache acum. Dacă nu le blochează definitiv, le poate întârzia ani de zile. Da, să sperăm o dată după alegerile parlamentare, o altă configurație a Parlamentului și este greu să-l dai jos. Este greu că legile actuale să-l dai jos. Dar mă rog, haideți să continuăm. Deci, dumneavoastră spuneți așa, ca să poți avea fără penal în funcție publice, ca să poți avea, să poți spune... Să ai un stat reformat. Trebuie să ai o justiție corectă, independentă, da, probabil că independentă, dar și fără derapaje. Trebuie să existe și un instrument care să permită să nu derapeze. Știți ce spune lumea? Mi-a spune așa, domne, se puteau face retrocedările alea imense fără hotărâri judecătorești? Nu prea se puteau face. Da? Se putea ca mulți dintre corupți să scape din dosare fără hotărâri judecătorești și fără, cum să spun eu, conveniență cu cei care îi cercetau și poate nu puneau toate probele la dosar ca judecătorul să le aibă pe toate. Adică, cred că asta este o reformă profundă care nu se face într-o zi. Nu se face. Și care trebuie, cum să vă spun eu, pregătită și la nivelul populației și din facultățile de drept să înceapă, de la modul cum se predă, etc., etc., da. etc. Trebuie schimbate multe. Da. Volumul mare de muncă, cum a spus și Cristina, se datorează și numărul mare de dosare pentru un singur judecător. Să ajungem la 500 de dosare pentru un singur judecător. Și aici se poate o reorganizare, să spunem, a modului în care sunt împărțiți judecătorii. Avem instanțe în care avem un număr foarte mare de judecători și instanțe mai mici în care avem 2-3 judecători care nu au obiectul muncii, să spunem așa. Nu au prea multe dosare. Da, aici e vorba de judecătoriile acelea mai mici, dar și acelea de multe ori sunt sufocate pe niște cauze din acelea care, în mod normal, da, n-ar avea ce să ajungă în instanță. Acolo dacă ar funcționa instituția mediatorului, cum a spus și dumneavoastră. Bun. Și arbitrajul, da. Și arbitrajul. Și, arbitraj, și da. Într-adevăr, noi avem de gând să dăm niște facilități fiscale pentru cei care ar folosi mediatorul sau arbitrajul. Adică să-i cointeresăm. Bine, într-adevăr, trebuie informați. Deci aici trebuie să fie... Dar asta se poate realiza și prin transparentizare și prin informatizare. Adică și aici ar trebui să ajungă online-ul. Deja ei s-au început să se obișnuiască un pic cu online-ul de când cu pandemia și încet, încet ar trebui introdus și aici. Poate încet, da, mai repede. Chiar milităm pentru posibilitatea de a urmări procesul în direct pe internet, dacă pentru cine este interesat un anumit caz sau tot dosarul să se găsească la dispoziția celor interesați, părți în proces sau avocați și în variantă
online, să spunem. Adică să fie o platformă pe care să fie toate dosarele și eu, dacă fac parte din respectivul dosar, eu pot să pun, spre exemplu, să depun acte acolo, pot să văd ce anume e la dosar, pot să plătesc printr-o platformă online taxa judiciară de timbru, nu trebuie neapărat să mă mai duc personal, să-mi dea chitanță, să... Adică s-ar câștiga foarte mult timp pentru că judecătorul, de exemplu, ar stabili care este taxa, tu o vezi, o plătești și nu mai ai atâtea discuții. Nu mai prelungești termene pentru lipsa unui timbru sau pentru alte motive. Bun. Haideți să vorbim și despre un lucru care este ocolit. Sau când nu este ocolit, este discutat, dar spune, noi vrem asta, noi... A fost o inițiativă, deci un referendum consultativ, care a stabilit că voința poporului este să avem mai puțin parlamentari. 300 de parlamentari, dacă nu mă înșel, o singură cameră a Parlamentului. Aici e de discutat. Spre exemplu, Statele Unite au echivalentul parlamentarilor noștri la nivelul lor. De 10 ori mai... Deci este aberant. Care este poziția USR-ului în acest... USR-ul a militat și militează pentru punerea în practică acestui referendum, reducerea numărului de parlamentari la 300 și găsirea unei formule. Ori parlament unicameral sau... Aici încă mai sunt discuții, dar în principal reducerea numărului de parlamentari și alegeri de primari în două tururi. Astea sunt cele două chestii. Aici cu alegerea primarilor în două tururi chiar trebuia rezolvată situația. Da, și se putea rezolva chiar anul ăsta înainte de alegeri, dacă se dorea cu adevărat. Dacă ar fi fost alegerea primarilor în două tururi, probabil că rezultatele ar fi fost cu totul și cu totul altele. Și mulți dintre senatorii de drept din primării ar fi avut dificultăți. Pentru că avem cazul Piatra Neamț, elocvent, în care primarul în funcție a fost ales cu doar 8% din voturile. Bine, acum nu știu dacă cazul Piatra Neamț era foarte bine să fie turul 2, dar mă rog, este altă poveste. Da, bine. Alt punct sensibil care aș dori să-l ating și care este cuprins în programul nostru de guvernare sunt pensiile speciale. USR, Alianța USR Plus își propune și propune și cetățenilor eliminarea pensiilor speciale. Pentru că în anul 2020, de exemplu, de la bugetul de stat pleacă 10 miliarde de lei doar pentru pensiile speciale. Știți cum este? Același lucru ca la fără penal în funcții publice. Toată lumea zice că nu vrea pensii speciale. Mai cum să fie la vot întotdeauna, ori nu se ține, ori nu-i quorum, ori nu e. Are ajunge la Curtea Constituțională cu prevederea, a fost lăsat acolo cumva. O virgulă care schimbă... Da. Deci eu cred că chestiunea asta este una de voință politică adevărat. Adică vine domnul Orban, domnul Ciolacu, nu? Domnul Orban, domnul Ciolacu, domnul Barna, Kelemen, Hunor, da, Kelemen, Hunor, și cu cine ar mai fi pe acolo și zic, bă băieți, uite care-i treaba, am dat mâna acum, facem treaba asta. Altfel, e, cum să spun eu, așa, ca și cum ai mânca o răcitură cu mămăligă ca în Oltenia și cu sarmale. Și după aceea te plângi că te doare stomacul. E degeaba. Sau e o frecție la un picior de lemn. Da, într-adevăr, noi am avut doar 9% în Parlament și n-am avut suficientă putere până acum și poate după noile alegeri vom avea mai multe procente, vom avea mai mulți parlamentari și atunci
vom face un lobby puternic pentru fără penal și pentru fără pensii speciale, pentru că în primul și în primul rând România asta își doresc. Da, este clar că românii își doresc fără penal, fără... asta și noi am fost trimiși acolo ca să facem ce vor oamenii, nu ce... Dar chestia asta e greu să o implementez în Parlamentul României. Românii își doresc fără penal în funcții publice, fără asta, dar de votat, au votat în majoritate partide care promovează penal în funcții publice, care... au oameni care beneficiază de pensii speciale, etc. Dacă intre pe român, dacă își doresc asta, spun da, dar votul merge acolo. Și aici este o problemă de nu știu, percepție și tot de informare. Da, și noi deocamdată ca și partid se pare că la locale n-am avut suficientă notorietate și poate am învățat din chestia asta, dar pentru că parlamentarele, ne place să credem că seamănă mai mult cu europarlamentarele, poate vom reuși să convingem mai mulți oameni acum și să fim mai puternici în Parlament. Seamănă, dar lipsește ceva, știți? Posibilitatea aceea votului, cum a fost la europarlamentare, votez de oriunde, oricum. Da, da. Acum nu mai. Acum e pandemia, s-ar putea să fie o prezență la vot mai mică, vom vedea. Noi suntem foarte încrezători că totuși românii vor acorda mai multă încredere USR Plus de această dată. Eu sunt total dezamăgit în momentul acesta de modul în care s-au înscris românii din diasporă pentru votul prin corespondență. A fost și un proces mai greoi. Foarte mulți din cei care locuiesc în străinătate locuiesc, eu știu, un an în Germania, până își fac rezidența permanentă, pleacă în altă țară, schimbă locul. Haide să spunem pe lume. Lucrurilor. Foarte mulți locuiesc fără documente, fără acte. Lucrează fără acte. Deci, lucrează fără acte și de aici teama de a nu fi după aceea, după ce se înregistrează oficial, de a nu fi chemați să dea socoteală, să fie obligați să-și facă acte, așa etc. Este. Și atunci ne întoarcem la aceeași problemă. Românul s-a obișnuit ca legile să fie așa mai laxe, să poată profita de ele, cum a fost și în timpul stării de urgență, dacă țineți minte. Așa. Haideți să trecem mai departe. Un stat pe care dumneavoastră îl doriți reformat ar trebui să aibă câțiva piloni pe care să bazeze. Pilonii aceștia, în orice stat reformat, ar trebui să fie, pe lângă justiție, foarte bine ați spus, pe lângă o clasă politică, să-i spunem, reformată, nu la reformă, așa, să avem o sănătate, un sistem de sănătate solid și o școală care să pregătească oameni pentru viața de acum. Okay. Sănătatea, nici nu mai discutăm cum este sistemul de sănătate acum, că am văzut la Piatra Neamț. Deci, ce propune USR Plus în acest sens? Unul din eu vă rog program. Să discutați. Da. Deci putem. Da, fără discuție. Aveți voie să faceți orice. Pentru a... Suntem democrați aici, nu ca în Parlament. Una din propunerea USR este școală de la 8 la 5 și o masă caldă pentru toți elevii. Asta însemnând implementarea sistemului de școală după școală sau after school, cum este cunoscut în toate școlile din țară. Astfel dând posibilitatea părinților să poată merge la muncă. Deci asta este o chestie obligatorie? Va fi o chestie obligatorie? Nu, e un program la care... Adică să fie susținută școala din punct de vedere financiar, să implementeze... Nu, când spunem 8-17 școală... Deci, 8-17 înseamnă că dimineața vor avea școală, după aia vor avea o perioadă pentru masă, probabil o oră, și după aia cu activități opționale.
Adică la activități opționale poate să-și facă temele dacă vrea copilul sau poate să facă sport sau orice activitate îi place lui. Deci asta e în funcție și de școală, cum organizează acest curriculum. Pentru că noi vrem o reformă profundă a educației și asta înseamnă foarte, foarte multe modificări de substanță. Adică, spre exemplu, să nu mai fie politizată școala. Adică acolo școala, decizia să fie coborâtă la nivelul școlii, pentru că acolo școala trebuie să știe care este interesul copilului, a elevului și a părintelui. În centrul educației trebuie să fie elevul, copilul. Bun, atunci circulă pe net o chestiune care spune așa, că USR Plus a propus ca salariul profesorului să fie stabilit de elev și de părinți. Nu este. Deci eu vă rog să spuneți cum stau lucrurile. Depolitizând școala în general, cea mai mare putere, să spunem, sau cuvântul cel mai greu îl vor avea consiliile de administrație ale școlii, în care vor face parte și părinți. Fac și acum parte. Dar deci fac și acum parte numai părinții. Că acum consiliul de administrație e de formă. Adică este forma prin care se legiferează deciziile luate deja. Exact. Decizii politice care în spate sunt tot politizate. Și politice unele dintre ele. Păi da, pentru că se aleg școlile în funcție de, se renovează școlile în funcție de anumite criterii care nu sunt totdeauna cele corecte. Și atunci noi ne gândim la o depolitizare prin existența unui management școlar, un manager școlar care să facă doar asta, să fie separată activitatea de management de activitatea didactică. Și atunci acel manager este numit de Consiliul de Administrație și Consiliul de Administrație va organiza concursul care se va face pe bune, pe baza unui program de management. Cu termene și cu ținte de atins. Nu așa facem o chestie frumoasă care să sune bine și nu vom urmări niște repere, niște. Așa este. Să vă spun eu cum funcționează niște lucruri la care ar trebui intrat. Așa. Deci legea permite ca părinții, împreună cu elevii, în momentul acesta, să-și aleagă o parte din cursurile pe care vor să le facă copiii. Știți ce se întâmplă în realitate? Li se impune cum? Păi hai să facem matematică. Hai să facem biologie. Hai să facem nu știu ce. Dar n-am văzut decât foarte, foarte, foarte rar să facă lucruri atractive pentru copii. Da. Să-i faci să se îndrăgostească de școală. Și aici este marea vină a părinților, pentru că își trimit în consilii de administrație oameni care în general au o relație cu directorul școlii, cu cineva de acolo, cei care vin de la primării în consiliile de administrație, consilieri locali, știți, da, că da, sunt da, în, da, 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 da. Merg din an în Paște la ședințe sau când se duc și arogă dreptul de a fi șefi. Aici sunt problemele mari. Pentru că legea așa cum este permite multe lucruri care pot fi făcute. Ea nu este aplicată. Aici este o altă problemă a statului român. Exact. Sunt legi și nu sunt aplicate. Okay. Da, vă rog să continuați. Îmi cer scuze. Aici noi ne-am gândit la o metodă de a crește competiția în domeniul ăsta. Adică trebuie să oferim o debirocratizare și o flexibilizare a modului în care se pot înființa grădinițe și școli particulare. Și atunci noi putem finanțarea, știți că acum este finanțarea practic pe copil. Finanțarea pe copil în ultimii 12 ani a crescut cu 160% și totuși rezultatele în teren, cum s-ar spune, sunt slabe și din ce în ce mai slabe. Că avem 40% analfabeți funcționali
și avem multe, multe probleme și alte, și, și abandon școlar foarte mare. Chiar citeam că abandonul în zona rurală este de 25%, iar în etnia romă este de 77%. Bun, acum problema este, știți, să nu vă supărați pe mine, dar eu țin minte un lucru. Am predat și eu destul de mult, ați fost și dumneavoastră la școală, nu cumva depinde și de interesul celui care te trimite la școală? Dacă tu înveți sau nu, de interesul lui de a ține legătura cu școala, nu revendicativ, adică de ce i-ai pus patru copilului meu. Da. Dar asta atât? Trebuie să atragem copiii la școală. Prima măsură ar fi, cum a zis Florin, aia cu masă caldă în școală. Dacă din familiile sărace, și acum, cu cornul și laptele, am întrebat colegi de pe la care lucrează în școli și sunt copii săraci care mai vin și mai vor un corn, care mai vor un lapte. Este adevărat. Deci este adevărat. Ar trebui bine țintit la copii care într-adevăr au nevoie. Și atunci îi atragi cu asta și îi atragi cu un curriculum care să li se pară lor că e, că e util pentru viața lor. Spre exemplu, am văzut că Portugalia a făcut un proiect în care a introdus în școli educație financiară și antreprenorială. Și în 10 ani a scăzut abandonul școlar cu 25%. Deci au reușit să-i atragă într-un fel sau altul. Deci trebuie găsit, de asta decizia trebuie să fie la nivelul școlii. Pentru că școala știe foarte bine ce fel de copii are, din ce zone, care sunt caracteristicile lor. Trebuie să facă o analiză și atunci să vadă, dom'le, cum îi pot atrage pe acești copii. Hai cu o masă caldă, cu ce mai pot? Hai cu un curriculum, să văd, știu eu, educație financiară sau educație sanitară sau... Trebuie gândite chestiile astea sau știți, ceva practic să-i atragă. Înainte copiii erau foarte atrași de excursii, țineți minte. Toată lumea aștepta excursia, una, două, pe semestru, pe an. Acum, și nu vorbesc de pandemie, înainte de pandemie, ca să faci excursie, trebuia să faci un dosar cât cartea dumneavoastră, programul dumneavoastră de guvernare, în care trebuia să-i spui celui, că te duceai cu el la aprobare, trebuia să ai 1000 de hârtii înăuntru, să mergi cu cadru sanitar după tine. Deci, niște chestii. Da. Să-i spui unde mănânci, ce mănânci și ce mănânci, la ce oră și asta. Niște aberații duse în extrem, numai ca să se acopere toți în hârtii. Exact, exact. Toată lumea se acoperă în hârtii în detrimentul copiilor. Da. Profesorii sunt sufocați de hârtii. Da, corect. Sunt sufocați de hârtii. Dacă cineva ar vedea un pic care este situația și ar face cruce câte lucruri trebuie să faci ca să justifice activitatea. Nu mai vorbim de activitatea în sine. Deci lucrurile... Vorbim din nou de necesitatea unei reforme profunde. Exact. Statul reformat. Exact. Exact. În ultimii 30 de ani au tot fost experimente de a reforma, în a reforma sistemul de învățământ și am ajuns să, pot să spun, mult mai rău decât eram în 1990. Fiecare ministru a fost cu reforma lui. Fiecare venea cu reforma lui de acasă, în buzunar. Și așa este. Este atât de aberant să ai, să pui un ministru a doua, a treia oară care ți-a distrus sistemul de învățământ profesional. Și vine după aceea și spune, eu promovez sistemul de învățământ dual pentru că, dom'le, avem nevoie de meserii. Păi dacă când ai distrus sistemul și toată infrastructura și nu mai ai maestri, nu mai ai oameni care să-i învețe, am publicat un interviu absolut senzațional, din păcate lucrurile astea nu se mai citesc, cu doamna directoare de la liceul Cartianu, doamna directoare Paleu, care spune, domnilor, nu mai avem cu cine ține cursurile pentru copii. Dispar specialiștii care predau. Deci situația este, ai copii care vin la școală și nu mai ai cu cine îi pregăti. Uh-huh. Pe domeniile acestea de meserii. Uh-huh. Uh-huh.
Deci este o mare problemă. Să vină investitori să investească și nu avem, nu avem pe cine să pregătească acei... Deci nu ai cine să-i pregătească pentru copii. Copiii nu mai, n-au fost încurajați să învețe că meseria este la fel de bună și importantă ca o facultate, că poți să trăiești dintr-o meserie mai bine decât dacă termini o facultate și ai foarte multe studii. Pentru că cei cu facultate și-au dat seama că n-au șanse în politică, marea majoritate, da. Pentru că în politică vin cei care își fac cursuri la seral, ca să nu zic la distanță. La distanță, da. la distanță, la seral, când le fac, la diplome. Da, pe finalul emisiunii, haideți câteva cuvinte despre sănătate. Cum vedeți dumneavoastră, ca partid, reformarea sistemului de sănătate? Pentru că este clar, culmea, în sănătate, teoretic, sunt bani. Da. Teoretic, sunt bani. Partea, practic, nu avem. Mi-aduc aminte de bancul acela cu diferența între teorie și practică, dar nu îl pot spune aici. Mie mi se pare că cea mai importantă chestie, cum alege managerii de spitale. Deci asta mie mi se pare extraordinar de important, pentru că în funcție de managerul de spital se pot schimba lucrurile încet, încet, nu dintr-o dată, să nu ne așteptăm că lucrurile se vor schimba dintr-o dată, dar managerul de spital hotărăște absolut orice, de la personal și până cum arată toaleta într-un spital. N-ar trebui să fie la fel ca în școli? Exact, să avem un management exact la fel, separat de actul medical și total, nu că am director medical care teoretic se ocupă de asta, să am un manager medical care el se ocupă de tot ce este și managementul spitalului care nu trebuie să fie neapărat o persoană. Poate să fie un grup de persoane, poate să fie orice. Important este ca lucrul ăsta să aibă rezultate. Exact, deci este foarte, foarte important cum alegem, cum alegem managerul. Sau cum numim. În ultimii ani, prin pas de politizarea completă. Într-un an avem nouă manageri la Piatra Neamț, zic eu cam dată, că încă nu s-a încheiat anul. Da. Da, noi ne vom lupta pentru chestiile astea, adică sunt niște principii la care nu vom renunța sub nicio formă. Adică peste tot trebuie lucrurile făcute bine, foarte bine. Nu mai merge cu... Lasă, domnule, că merge și așa. Lasă, domnule, că e bine. E bine așa. Nu mai e bine. Nu mai e bine deloc. Pentru că am ajuns unde este, mor oameni, mor copii. Avem rata de mortalitate cea mai mare din Europa, la copii. De ce? Din cauza că sănătatea nu ajunge la toți copiii ăia săraci, care se culcă 10%, se culcă flămânzi. Păi, dacă cineva are răbdare și curajul de a merge la țară să vadă cum se desfășoară exact actul de sănătate acolo. Exact. Nu mai discutăm. Nu se justifică. Astea sunt două chestii care mie personal mi se par foarte importante. Deci conducerea spitalelor și cum pătrundem cu sănătatea în zonele foarte, foarte sărace. Acolo ei trebuie să aibă parte. Prin telemedicină, avem mai multe soluții, prin telemedicină, pentru că acum e cu internetul, noi o să vină 5G-ul peste noi, o să avem posibilitatea ca prin internet să facem aproape orice. Îmi și închipui cum va arăta o femeie singură de la Valea Ursului, cu laptopul în față, deschizând laptopul și stând de vorbă cu un medic. Da, cum să zic, sunt programe acum europene în care în fiecare comună să pui internet Wi-Fi. Deci poți să Wi-Fi. Trebuie doar să vrei, să aplici. Fiecare primar ar trebui să aibă chestia asta. Măcar un punct într-un oate în care să am internet. Da, eu m-aș bucura ca fiecare primar să pună difuzoarele alea vechi care existau înainte în fiecare casă și la difuzor să le spună oamenilor, dacă altfel nu se poate, că se poate acum, să le spună oamenilor, oameni buni, astăzi avem următoarea problemă, trebuie să rezolvăm. Sau oameni buni, vine gazul, hai să vă spun de ce este important să punem gazul. Da, corect. Pentru că
am adus apă, oameni buni, trageți-vă apă, pentru că dacă nu vin să vă amende, aoleu, cum să spun așa ceva, că vine primarul să-i amendeze? Pentru că aveți, nu aveți canalizare, că legea este cum este. Deci, haideți să fim serioși, nu mai există comunicare nici între o stradă și alta în momentul ăsta. Da, păi, comunicarea pe Wi-Fi, unde și instrucția ajung, oamenilor este cum este. Și ajung de unde am plecat, să spun că în continuare oamenii politici și oamenii din administrația publică sunt în continuare aroganți și cred că sunt deasupra oamenilor normali, oamenilor pe care îi păstoresc, cum zic ei. Deci chestia asta se simte prin faptul că nu relaționează deloc cu oamenii decât în campania electorală. Și după aia nu-i mai interesează. Bun, culmea e că, hai să zicem politicienii, dar ce ne facem cu cei care populează primăriile? Care aceeași fac problemă. Exact același lucru. Aceeași problemă. Deci s-a închid ca într-o cetate acolo și nu are nimeni acces la... Da. Deci eu vă doresc succes în asaltul cetății pentru a reforma statul român. Ne oprim astăzi aici. Mâine USR Plus de la ora 9:30 va avea alți sau aceiași reprezentanți, nu știu, în emisiune. Eu vă mulțumesc pentru participare și vă doresc succes. Mulțumim și noi pentru invitație. Cele bune. Ne revedem la 9:30.